Bine ai venit în universul programării Python, informatică și TIC, clasa 7-a. Să ne reamintim noțiunile învățate în clasele anterioare, referitoare la algoritmi, programe și limbaje de programare. Algoritmul este o succesiune finită de operații cunoscute, care se execută într-o ordine stabilită, astfel încât, plecând de la un set de date numite date de intrare, ce îndeplinesc anumite condiții, să obținem într-un interval de timp finit un set de valori numite date de ieșire. Programarea are două aspecte, descrierea algoritmilor și codificarea algoritmilor într-un anumit limbaj de programare. Un limbaj de programare este un set de comenzi, instrucțiuni, care pot fi înțelese și executate automat de calculator, fiind utilizate pentru a crea un program. Limbajele de programare se încadrează în două categorii, limbaje de nivel scăzut și limbaje de nivel înalt. Limbajele de programare de nivel scăzut sunt mai aproape de codul mașinii, prin urmare sunt mai greu de înțeles pentru oameni. Avantajul limbajelor de nivel scăzut este că sunt rapide și oferă control precis asupra modului în care va funcționa sistemul de calcul. Limbajele de programare de nivel înalt sunt mult mai apropiate de modul în care oamenii comunică. Ele folosesc cuvinte cum ar fi while, do, repeat, class, if, cuvinte care sunt mai apropiate de cuvintele pe care le folosim în viața noastră de zi cu zi. Aceasta înseamnă că este mai ușor de programat într-un limbaj de programare de nivel înalt. Un mediu de dezvoltare este un set de programe care ajută programatorul în scrierea programelor, oferindu-i acestuia uneltele necesare editării, scrierii codului sursă, compilării, rulării și depanării programului și oferă utilizatorului o interfață grafică și prietenoasă. Informează-te! Deschide browserul tău preferat și navighează pe el pentru identificarea a cel puțin 3 exemple de limbaje de programare și medii de dezvoltare. Comunică colegului tău de bancă cele mai utilizate limbaje de programare. Limbajul Python este unul dintre cele mai cunoscute și utilizate limbaje de programare, deoarece este simplu de învățat și de utilizat. Programatorul olandez Guido van Rossum a dorit să dezvolte un interpretor de cod intuitiv, open source, accesibil pe orice platformă. L-a creat în 1991 și l-a denumit Python. Limbajul de programare Python are la bază principiile programării structurate. Are o sintaxă simplă și este foarte ușor de depanat. Este independent de sistemul de operare. Extensia programelor scrise în Python este .py. Tipul datelor utilizate în cadrul programelor scrise în limbajul de programare Python este determinat în mod dinamic. Python este un limbaj interpretat deoarece codul se execută linie cu linie. Programele Python pot fi scrise într-un editor de text specializat, care permite executarea codului și afișarea rezultatului în consolă. Afișarea rezultatelor diverselor operații se realizează cu ajutorul funcției print. Cele mai simple comenzi afișează un text ori rezultatul unor operații matematice. Vă invit să vizualizați cum se poate realiza instalarea unui mediu de dezvoltare pentru execuția programelor scrise în Python. Anaconda este cea mai populară platformă de distribuție Python cu peste 20 de milioane de utilizatori în întreaga lume. Jupyter este editorul utilizat pentru scrierea programelor Python.
Pony este un mediu de dezvoltare integrat pentru Python, conceput special pentru începători. Descărcarea aplicației poate fi realizată prin accesarea paginii web tony.org. În colțul din dreapta sus veți vedea o casetă din care vă puteți selecta sistemul de operare pe care îl utilizați. Instalarea mediului de programare Tony se realizează în 2 pași. După instalare, deschideți aplicația și veți identifica 2 zone de lucru. În partea de sus este editorul de cod, unde veți scrie programul, iar în partea inferioară se găsește zona unde veți vedea rezultatele execuției codului vostru. În partea de sus veți identifica mai multe pictograme. Urmăriți literele asociate fiecărei pictograme pentru comentarea facilităților oferite. Pictograma corespunzătoare literei A vă permite să creați un fișier nou în care veți scrie codul unui nou program. Pictograma folder corespunzătoare literei B vă permite să deschideți un fișier care există deja pe calculatorul vostru. Acest lucru ar putea fi util dacă reveniți la un program la care ați lucrat anterior. Pictograma dischetei corespunzătoare literei C vă permite să salvați codul. Pictograma de redare corespunzătoare literei D vă permite să rulați codul. Pictograma eroare corespunzătoare literei E vă permite să depanați codul. Erorile pot apărea atunci când utilizați o sintaxă necorespunzătoare sau când logica voastră este incorrectă. Pictogramele următoare vă permit să rulați programul pas cu pas. Acest lucru poate fi foarte util atunci când depanați sau, cu alte cuvinte, când încercați să găsiți acele erori neplăcute în codul vostru. Aceste pictograme sunt utilizate după ce apăsați pictograma pentru eroare. Veți observa, când apăsați pe fiecare săgeată, o bară galbenă evidențiată care vă indică ce linie sau secțiune se execută în acel moment. Primul program scris în Python. În zona editorului de cod, tastați comanda print și mesajul dorit. Apăsați tasta F5 pentru rularea programului. Mesajul "Bine ai venit în universul programării" va fi afișat în zona Shell. În cazul în care codul conține erori, acestea vor fi precizate de către program în momentul în care se trece la execuția sa. Nu uitați că Python este un limbaj case-sensitiv și face diferența între litere mari și litere mici. Verificați dacă codul vostru este scris corect. Verificați utilizarea corespunzătoare a ghilimelelor sau a caracterelor apostrof. Verificați dacă sunt corect utilizate parantezele și dacă există spații necorespunzătoare la începutul liniei. Felicitări! Astăzi ai învățat despre limbajul de programare Python, utilizarea unui mediu integrat de dezvoltare pentru scrierea și execuția programelor în limbajul Python.